Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Îi am alături de mine pe domnul ministru Lorna Tanțoș, pe domnul președinte al Administrației Fondului pentru Mediu, Loran Fâlop. Și astăzi, tema conferinței de astăzi este lansarea programelor Rabla Classic și Rabla Plus, ediția 2022. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență. Este un moment important în fiecare an, bilanțul anual, analiza activității pe anul trecut și întocmirea planurilor de viitor. Asta facem acum cu Rabla, cu programele Rabla Classic și Rabla Plus. Facem un bilanț pe anul 2021, tragem concluziile și prezentăm planurile noastre pentru următorii 3 ani. Rabla Classic și Rabla Plus sunt practic singurul program sau singurele programe care, prin care se implementează politici publice în domeniul mobilității verzi. Sunt singurele măsuri prin care statul, folosind banii din fondul de mediu și din fondul care se întocmește sau care se realizează în urma valorificării certificatelor de gaze cu efect de seră, intervine pe piață și sprijină acele persoane fizice și juridice care doresc să treacă la o mobilitate mai puțin poluantă. Este un program care face majoratul, cum se spune, a fost lansat acum 18 ani. În cei 18 ani a adus o contribuție semnificativă în ceea ce privește întinerirea parcului auto. Au fost peste 700.000 de autoturisme cumpărate cu finanțare prin Rabla Classic, Rabla Plus sau diversele forme care erau în vigoare, în implementare în diverse ani în ultima perioadă. Cum va arăta anul? Vă dau doar o cifră și restul datelor vi le va prezenta domnul președinte Fülöp. În 2021, per total, au fost aprobate la finanțare în jur de 80.000 de autoturisme care au fost cumpărate deja sau vor fi cumpărate prin Rabla Classic și Rabla Plus. Este o creștere semnificativă față de anii anteriori, pentru că am suplimentat de 2 ori bugetul celor 2 programe. Am ajuns la un buget de peste 1 miliard de lei pe anul 2021 și contribuția programului pentru întinerirea parcului auto a devenit și mai importantă și mai mare prin acest buget. În 2022 vom lansa acest program la începutul lunii februarie. Este, după mulți ani, primul an când programul se lansează la începutul anului. Acest lucru se datorează, pe de o parte, asumării și angajamentului domnului ministru Ciucă. Dânsa a vrut neapărat ca bugetul anului 2022 să se aprobe în decembrie. Datorită acestui lucru, anul acesta, în 2022, putem lansa programele Rabla la început de lună februarie. De asemenea, este prima dată când planificăm implementarea programului, celor 2 programe, pe 3 ani. Este prima dată când, în urma discuțiilor, consultărilor pe care le-am avut cu Asociația Producătorilor Auto și Asociația Importatorilor Comercianților Auto, am pregătit un program pe 3 ani, asigurând astfel predictibilitate, asigurând astfel, într-adevăr, implementarea unor programe publice, unor politici publice în acest domeniu, astfel încât rezultatul scontat, cel al scoaterii din circulație a cel puțin 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani până în 2026, să fie realizat, atins. Vom asigura în 2022 cel mai mare buget pe care l-au avut vreodată Rabla Classic și Rabla Plus.
și acest buget va fi de peste 1,2 miliarde de lei. Este de asemenea prima dată când închidem anul precedent în luna ianuarie. Și aici, domnul președinte, vă va mai da niște detalii. Este prima dată când toate cererile depuse în cursul anului precedent, până la sfârșitul lunii ianuarie, vor fi analizate, aprobate, cele care nu sunt complete respinse, cele care sunt complete aprobate și vor intra în finanțare. De asemenea, 2022 va fi primul an când vom elimina aceste posibilele întârzieri la aprobare. Am etapizat programul pe apeluri lunare de depuneri de cereri, astfel încât toți beneficiarii să primească răspunsurile în maxim o lună. Răspunsul rapid, prompt, este important pentru fiecare beneficiar, pentru fiecare producător auto, pentru fiecare dealer auto și în felul acesta programul va fi mult, mult mai eficient. Pentru a atinge acest obiectiv pe care ni l-am propus și ni l-am asumat până în 2026, am luat următoarele decizii. Am crescut bonusul de casare. În 2022 se poate ajunge la o sumă maximă de 16.500 de lei în cazul în care beneficiarul va preda la casare două autoturisme, ambele mai vechi de 15 ani, va beneficia și de prima de 3.000 de lei pentru emisii scăzute și prima de 1.500 de lei pentru hibrid, 3.000 de lei pentru hibrid și 1.500 de lei pentru emisii CO2 scăzute. Deci creștem numărul de mașini de la 1 la 2. Pot fi predate pentru o mașină cumpărată, două mașini la casare. Vom avea un buget de minim 1,24 de miliarde de lei. În 2023 creștem cu 10% față de 2022 și în 2024 creștem bugetul cu încă 10% față de 2023. Astfel, în 2024 va fi primul an când bugetul Rabla Plus va depăși 1 miliard de lei. În condițiile în care, treptat, vom reduce bugetul alocat pentru Rabla Classic, dar fără a scădea sub bugetul anului 2021. Și în 2024, bugetul pentru Rabla Classic va fi mai mare de cel pe care l-am avut anul trecut, adică în 2021. Lansăm în 2022 încă un program destinat strict instituțiilor, autorităților locale, autorităților publice locale și instituțiilor guvernamentale sau deconcentrate, unde vom asigura o finanțare de 80%, un program pentru 3 ani, 2022, 2023 și 2024, cu un buget total de 600 de milioane de lei. Dorim să finanțăm prin acest program doar mașini electrice sau hibrid plug-in, doar pentru instituții publice, astfel încât instituțiile publice să devină treptat un exemplu în ceea ce privește mobilitatea verde. Am înăsprit și condițiile prin care mașinile noi pot fi finanțate prin Rabla Classic și Rabla Plus. Am scăzut cu câte 5 grame pragul de eligibilitate și pragul de ecobonus, astfel încât mașinile noi care se cumpără să fie și mai puțin poluante. Pentru ziua de astăzi mai avem un anunț extrem de important și după acest anunț îi predau domnului președinte cuvântul ca să vină cu detalii în legătură cu Rabla Classic și cu tema pe care o prezint acum. Aveți sau ați avut pe ecran un calendar al programelor de finanțare lansate de AFM pentru anul 2022. Este prima dată când AFM, pentru a asigura transparență în ceea ce privește deciziile pregătite, cât și predictibilitate pentru beneficiari, a întocmit un calendar anual
de lansare de sesiuni pentru diverse programe, astfel încât atât autoritățile publice locale, cât și persoanele fizice, cât și persoanele juridice să își etapizeze, să își pregătească proiectele în funcție de acest calendar. Este minimorum pentru a asigura o transparență maximă și predictibilitate. În caz contrar, atât autoritățile locale, cât și companiile, cât și persoanele fizice se trezesc în ultima zi, în ultimele săptămâni și n-au timp să pregătească, pe de o parte, proiecte de calitate, pe de altă parte, se creează o presiune prea mare pe instituția AFM și câteodată această presiune generează și greșeli inevitabile. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule ministru. Îi dau cuvântul domnului președinte, după care o să trecem la partea de întrebări și răspunsuri. Bună ziua! Nu o să prelungesc foarte mult. Ce aș dori eu să spun că în 2022, pentru persoane juridice, avem deja un sistem informatic prin care ei depun dosarele la Avra Classic și la Travla Plus. Pe lângă faptul că va fi etapizat lunar pentru persoane juridice timp de 10 luni și pentru persoane fizice trimestrial de 4 ori în 2022. Câteva numere din 2021. La Rabla Classic s-au solicitat 51.665 de mașini pentru persoane fizice, 16.515 mașini, din care 13.000 aprobate la persoane juridice, și la Rabla Plus vorbim despre 8.500 de mașini la persoane fizice și la 7.728 de mașini aprobate din cele 9.138 solicitate pentru persoane juridice. Pe scurt, 5.665 de mașini electrice și 2.600 mașini plug-in hibrid. Înainte să fie o întrebare, aș dori să confirm că, într-adevăr, până la sfârșitul lunii ianuarie, terminăm evaluarea acelor dosare predate de, sau depuse de persoane juridice în 2021. Mai sunt vreo 700 de dosare, deci nu foarte multe. În total am avut 10.000 de dosare pe Rabla Classic în 2021 și 5.750 de dosare la Rabla Plus în 2021. Și sincer, eu cred că dacă mai sunt întrebări... Cifrele pe Rabla Classic, Rabla Plus, exact cum sunt, cum se văd la bonusurile? Bonusurile. Adică 7.506. Deci, în 2021 aveam o singură mașină casată pentru 7.500. În 2022 vom da posibilitatea să fie casate două mașini, în total 12.000 de lei. Deci, ceea ce înseamnă 7.500 și 4.500 la fiecare mașină 1.500 de lei, e bonusul de vechime. Deci dacă mașina e peste 15 ani și cel mult Euro 3, atunci va beneficia de un bonus de vechime. Și astfel ajungem la 12.000 de lei. La Rabla Plus aveam 45.000 de lei, vom avea acum 46.500, care e de fapt o mașină, neapărat o mașină trebuie casată pentru banii aceștia, 46.500, din care, iarăși, 1.500 de lei e bonusul de vechime, adică mașina casată trebuie să fie 15 ani și cel mult Euro 3. La două mașini casate vorbim de 51.000 de lei, adică, iarăși, 1.500 de lei și pentru mașina a doua, bonusul de vechime. Numerele acestea găsit și pe filmulețul, vom publica și pe site și le veți putea vizita oricând. Ce a mai schimbat un pic, mașina casată trebuie să fie înmatriculată în România cel puțin de 6 ani. Și în rest, parcă domnul ministru a vorbit despre emisiile CO2, care le-am scăzut cu 5 grame. Cât de ajuns?
La cât ajung? Care este 165 pragul? A fost, 160 este pragul de eligibilitate și 119, dacă nu mă înșel, dar 119, pragul de emisii reduse pentru ecobonusul de 1.500 de lei. Dacă aveți întrebări, o să o luăm pe rând, o luăm din partea aia, vă rog frumos. Vitalie Cojocaș, știrile Protele. Vreau să înțeleg de ce ați luat această decizie să modificați, să țecațeze două mașini, ce stă în spatele deciziei. Și doi, dacă eu am o singură mașină pe care vreau să o casez pentru a beneficia de un voucher și ulterior de o reducere, pot să cumpăr un alt voucher de la altă persoană, pentru că mă îndoiesc că cineva are două rame de acasă ca să le caseze, cei mai mulți n-au nici măcar una. Cei care n-au nicio mașină care să fie casată, va trebui să cumpere o rablă pe care să o scoată, practic, din piață. Obiectivul programului este scoaterea, practic, cu același buget, a unui număr cât mai mare de mașini mai vechi de 15 ani din piață. În cazul în care oferim această posibilitate de a preda două mașini în cazul achiziției unei singure, noi practic introducem în piață pe circulație o singură mașină care va emite dioxid de carbon sau gaze cu efect de seră și scoatem două mașini cu care reducem substanțial poluarea. Este o posibilitate prin care sau o soluție de eficientizare a programului Rabla Classic și Rabla Plus. Da, dacă aveți o singură mașină, predați o singură mașină, veți beneficia de bonusul de 7.500 de lei, dacă mașina are o vechime mai mare de 15 ani și 6.000 de lei în cazul în care mașina nu este mai veche de 15 ani. Și dacă se pot tranzacționa voucherile? Nu există voucher de tranzacționare, nu există voucher care să fie tranzacționat, pentru că nu se dau vouchere. Se predau, se casează mașinile pot fi tranzacționate, nu se emite voucher ca la rabla electrocasnice. Deci nu există voucher tranzacționabil. Dar exact ca până acum se poate ceda dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate. Nu trebuie achiziționată mașina. De Machisu, Digi24, de ce ați luat decizia să scădeți vârsta sau să creșteți 6 ani în loc de 8 ani și care este targetul? Câte mașini v-ați propus să scoateți anul acesta din uz? Câte rable? Deci, pe de o parte am acordat un bonus de vechime, targetând exact plaja de mașini mai vechi de 15 ani. Prin reducerea până la 6 ani, începem să scoatem, practic, din circulație mașinile la o vârstă mai mică, astfel încât poluarea să fie și mai mică. Este limita până la care se poate coborâ, este limita la care mașinile încep, este limita de circulație în România, este foarte important de menționat, pentru că sunt foarte multe mașini care au ajuns acum 10 ani, acum 12 ani în România și au mai circulat în România doar 4-5 ani. Ele nu vor fi eligibile, dar prin această reducere a vârstei putem ținti o plajă mai largă de mașini, dar bonusul se acordă pentru cele care trec de vârsta de 15 ani. Credem că este mai eficient în felul acesta programul și putem să avem un rezultat mult mai bun pe reducerea poluării. Câte mașini? Targetul este să atingem cel puțin numărul de mașini de anul acesta, dar să creștem numărul și procentul mașinilor mai vechi de 15 ani. Se calculează mai greu targetul și numărul de mașini care vor fi scoase, pentru că nu este legătură 1-1 la mașină predată și mașină nouă cumpărată. Vom avea o medie de mașini predate pe una cumpărată peste 1, între 1 și 2, practic. Cel mai important este că pentru electrice și hibrid plug-in este obligatorie predarea unei mașini. Acolo anul trecut am avut un bonus de 45.000 de lei fără obligația de a scoate din circulație o mașină poluantă.
Și am decis anul acesta să schimbăm acest principiu și acolo să fie obligatorie predarea sau casarea minim a unei mașini și posibilitatea de a mai preda una în cazul în care poate să achiziționeze cineva încă o mașină veche pe care o scoate practic din circulație. În rest, condițiile au rămas aceleași, mașina trebuie să fie înmatriculată, trebuie să fie cu inspecția tehnică făcută, trebuie să fie scoasă practic din circulație, nu trebuie să fie o mașină care ruginește de 20 de ani undeva într-o curte. Vă rog, dacă mai avem întrebări, Diana, te rog. Bună ziua, Diana Dumitrașcu, Televiziunea Română. Să ne spuneți, vă rog, de ce ați introdus această obligativitate de a preda o mașină dacă dorești să cumperi una electrică? Nu a fost până acum și dacă rămâne în vigoare obligația de a nu o vinde timp de un an de zile sau ați crescut și acest prag? Nu am crescut pragul și condițiile de revânzare. Repet, decizia a fost de eficientizare a programului, de maximizare a numărului de mașini care să fie scoase din circulație în urma acestui program. Sprijinul este unul esențial, este de 20.000 de lei în cazul unor mașini hybrid plug-in și 45.000 de lei pentru mașinile electrice și cred că este minimorum să cerem și din partea beneficiarilor un efort de a scoate din circulație mașini poluante. Legat de coborârea pragului să fie de cel puțin 6 ani, o mașină care are o vechime de 6 ani are cât un euro 5, 6, deci nu scoatem o mașină foarte poluantă, nu? Sau explicați-ne dumneavoastră. În niciun caz nu va veni cineva să predea în Rabla Classic sau Rabla Plus o mașină de 6 ani. Regula este de mult implementată și regula se referă la 6 ani de circulație în România. Este foarte importantă această mențiune pentru că nu vorbim de mașini de 6-7 ani. Valoarea lor este mult peste bonusul care poate fi obținut în Rabla Plus. Se referă la exact acele mașini care acum 10 ani sau acum 12 ani au fost introduse în România și au mai circulat în România, doar mașinile respective sunt undeva, din punctul de vedere al valorii de piață, sub bonusul de 7.500 de lei. Doar mașinile care sunt mai ieftine pe piață decât 7.500 de lei au fost impactate de programul Rabla Classic și Rabla Plus și nu este o noutate. An de an așa a funcționat programul. Dacă cineva are o mașină pe care o poate vinde cu 15.000 de lei, nu va casa și nu va preda la Rabla Plus și nu s-a întâmplat niciodată. Nici nu ne propunem acest lucru. Dar dacă totuși cineva dorește să o caseze și are o mașină de 6 ani, poate beneficia? Să presupunem un absurd? E absurd, da. Sigur, dar nu. Lucruri absurde nu presupune. S-a mai întâmplat că s-a casat o mașină de 8 ani. Da. A avut un accident, nu mai poate fi reparat, dar e puțin probabil. E puțin probabil și lucrurile absurde n-ar să le discută. Bun, dacă mai sunt, da, te rog, Vitali. Domnule ministru, dacă ați făcut o sondare a parcului auto din România și v-ați dat seama și ce se întâmplă? În România, practic, sunt aduse mașini de 5-10 ani din vestul Europei. Și mă interesează să știu dacă, luând aceste decizii foarte importante, care schimbă complet programul Rabla, ați stabilit cam care mașini, care este plaja de mașini pe care o țintiți? Cam câte mașini credeți da, și care este vârsta acestor mașini, mă interesează. Da, absolut. Am avut multe întâlniri cu reprezentanții producătorilor și importatorilor, comercianților de autoturisme. Am analizat și statistici pe care le-am discutat împreună. Aș putea să vă spun acum din memorie că boom-ul de mașini second hand a fost, e și normal, după decizia din 2017 de a anula forma respectivă timbrul de mediu, pentru că nu mai era taxă de primă înmatriculare, era timbrul de mediu. Nu, mașinile acelea
nu se încadrează din calculele noastre încă în programul Rabla Plus și Rabla Classic. Noi țintim încă o dată cu precădere mașinile mai vechi de 15 ani. Se presupune că acele mașini au circulat între 6, 8 și 10 ani în, 6, între 6 și 10 ani în România. Deci obiectivul nostru încă o dată este să scoatem cât mai multe mașini mai vechi de 15 ani din circulație. Cel mai riguros filtru este bonusul. Este bonusul de 7500 de lei. Sub acel bonus, cu siguranță, mașinile nu vor fi predate casate, pentru că valoarea lor de piață, dacă este mai mare, atunci se vor tranzacționa, se vor vinde pe piață. Regulile acestea rămân schimbate până în 2024? Devin probabil mai riguroase. Ne propunem ca în anii viitori să mai reducem pragul de eligibilitate și pragul de ecobonus la emisii, dar în rest regulile trebuie să fie stabile, să rămână în vigoare 3 ani de zile, astfel încât să existe această predictibilitate. Deci, practic, programul Rabla 2022 este Rabla 2024. Dacă ne puteți spune în ce măsură există vreo discuție mai avansată referitor la o formă de taxare a importurilor de mașini second hand sau rămânem la aceeași discuție pe care am avut-o la ultima conferință de presă? Nu s-a mai discutat deloc pe această taxare. S-a luat o decizie că nu se vor introduce taxe noi în 2022. După aceea n-am mai avut loc nicio discuție. Și pentru domnul președinte de la AFM, ați lansat o idee a unui proiect prin care să fie oferite un fel de beneficii de 1500 de lei sau mai mult pentru mașini de o anumită vechime. Vă rog să ne spuneți mai multe detalii despre proiect, dacă le-ați stabilit și la ce etapă se află această idee. Da, deci e în faza de idei. Tot în faza de idee este, dar pe scurt, noi recomandăm 3.000 de lei la autoritățile locale. Deci să da 3.000 de lei pe o mașină, din care 1.500 de lei, 50% va acoperi AFM-ul. Faptul că din Rabla Classic, deci avem acel 250.000 de mașini ca target, din Rabla Classic și Plus nu e 100% că toate mașinile casate sunt de 15 ani și cel mult Euro 3, de aceea am venit cu această idee de a ajuta cei care au mașină, dar nu vor să achiziționeze o mașină nouă. Și primarii ce zic, dacă ați discutat deja cu primarii? Am discutat, vom reveni cu detalii când avem toate detaliile programului. Există o criză a semiconductorilor la nivel internațional și se așteaptă acum chiar și 6 luni, 8 luni sau în funcție de țara în care e produsă mașina respectivă, se poate ajunge până la o așteptare de un an. Din discuțiile pe care le-ați avut cu APIA, cu ACAROM, ei ce spun, în următoarea perioadă există semnale că se va scurta acest termen sau cine își cumpără acum o mașină riscă să aștepte chiar și un an de zile după ea? Am discutat inclusiv acest aspect. Este foarte greu să estimezi evoluția pieții semiconductoarelor pentru următorii un an, doi ani. Noi am făcut modificări substanțiale în program astfel încât termenele din Rabla Plus și Rabla Classic să nu afecteze cumpărarea mașinilor. Predarea rablelor se poate face într-un timp mult mai lung decât până acum, tocmai pentru că perioada de așteptare pentru cumpărarea mașinii noi a crescut foarte mult. N-aș putea să estimez dacă se poate ajunge la un an de zile. Știu un singur lucru, că am vrut să cumpărăm o mașină electrică pentru minister și stăm la coadă 9 luni de zile. Este o situație de fapt, nu depinde de producători neapărat, nu depinde de importatori, nu trebuie de dealer, nu depinde de minister. Ceea ce putem face noi, să adaptăm programul la situația din piață și să eliminăm toate barierele care ar putea să
împiedice un beneficiar din cauza situației din piață să beneficieze de aceste subvenții. N-am putea să spunem dacă termenul de un an va crește sau termenul de 6 luni va crește sau va scădea. Eforturi se depun pe toate continentele, practic, pentru că situația este una generală. Sper ca 2022 să nu agraveze, sau în 2022 să nu se agraveze această problemă. Deci, foarte concret, noi din ghid am scos, sau, mă rog, validitatea notei, în loc de 240 de zile, va fi 300 de zile și aveam acolo o limită de 60 de zile de casare a mașinii. Asta am scos de total. Deci, în momentul în care se facturează mașina nouă, atunci, până atunci trebuie casată factura, mașina veche. Domnule ministru, o întrebare scurtă despre statistică. Aveți idee care este parcul auto din România și cam care este vechimea medie a unei mașini? Aș putea să vă răspund în 2 minute dacă iau analiza, dar s-ar putea că domnul președinte să aibă memoria mai bună sau mai puțin încărcată cu alte teme și să vă răspundă. Am avut o analiză foarte detaliată, evoluție de piață, vârsta parcului auto împreună cu APIA și ACAROM. Domnule președinte, poate mă salvați dumneavoastră acum. Da, deci în 2021 vechimea parcului auto era de 16,8 ani. Pe când în 16,8 ani și în 2010 eram sub 10 ani. Și câte mașini avem în România? Undeva între 8 și 9 milioane, dacă nu mă înșel. Da, vă spun imediat că eu materialul ține. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună. Ne vedem data viitoare. Multe de oniagă.